un proiect național foarte important, proiect național orașul vinului. Eu acum am stat, am avut posibilitatea să stau vreo 10-12 zile în Emiratele Arabe Unite, am stat în Abu Dhabi, am comandat niște studii la ei. Uitați-vă ce se întâmplă la noi. La noi tot nordul merge la Cernăuț, la Iași, tot sudul merge la Odessa, inclusiv Chișinău. Amu, spuneți-mi dumneavoastră, iată, domnul Dumitru, spre exemplu, om de afaceri din Iași, care câștigă 1800 de euro pe lună, nu vorbim de aia care câștigă 20-30. Și domnul Boțan e om de afaceri în Odessa, care câștigă tot 1800 de euro. Spuneți, vă rog, dacă unul sunteți ucrainean și a doilea român, care ar fi motivarea să veniți în Republica Moldova în weekend să cheltuiți 1000 de euro? Ca să faceți și, ca să vedeți și. Zero. La noi care îți duc la mall cu îmbrăcatul la Odessa, care la Iași, mai merg pe muzeu, copiilor le arată un restaurant mai bunișor și multe altele. Noi nu avem niciun obiect a atrage vecinii în primul rând, nu mai vorbesc de alții. De asta proiectul național, care cândva a fost gândit de unii specialiști pe timpul lui Voronin, l-a modificat. La el a mai pus un mall cel mai mare din Europa. Și dacă ați mă întrebați cum ați vii în oameni, dar eu vă garantez milioane de oameni în primul an, foarte simplu. În acest mall, cum cândva au fost la Dubai, o să fie TVA-ul 4%. Că nu contează că e Armanie, că e Zara, că e Louis Vuitton, oamenii moldoveni doar și fac în pleacă peste hotare. Moldoveni, ucraineni, ruși. Când vin înapoi, stau la aeroport, scriu tax-free. Stau la rând ca băbuțele după pensie în sate. Fiormă vin în țară, nimeni nu achită, că asta doar europenii le întorc ca și cum TVA-ul, ca să achit din țară care vin. Numai că nimeni asta nu face, trebuie să recunoaștem. Sau practic nimeni, să fiu corect. Și noi astăzi, dacă rușii, ucrainenii, români, ați ști când iese din Moldova, n-au ce scrie acest TVA, că introducem doar 4%, eu vă asigur că tot shopping-ul din Europa, cât de ridicol pentru unii, cum? Pentru ceainici, pentru oameni normali care ați gândească, o să înțeleagă cât e de bună ideea cu ucrainenii și rușii, așa cum ați care merge la Milan, care începând cu România, terminând cu Milanul Germania, o să vii la noi, că lumea care merge la shopping, ei cheltuie de la 3.000 de euro, credeți-mă că știu oameni care cheltuie 100.000 de euro sau 200.000 de euro. Așa îmi permitem poate și eu cândva. Și pentru acest tax-free, ca să nu fie el, sau cei din Uniunea Europeană, iată la mine sora, nu poate să-l primească tax-free-ul, deoarece cetățenii UE cunoaște foarte bine că n-au dreptul. Ei achită cu TVA. Moldovenii noștri care cu dublă cetățenie își permit așa măgării, știu că mulți au fost pedepsiți în statii europene. Și iată un proiect unde vă spun eu ca să fie mai multă lume, înțelegeți? Dar să avem măcar unul concret, un proiect național, unde eu sunt sigur că să-l aduc.